În imagine surprinsă din satelit se poate observa că trupele rusești din nordul peninsulei Crimea au executat manevre, au mutat de acolo foarte multă tehnică militară. Despre acest subiect, dar și ce se întâmplă pe plan extern în contextul războiului din Ucraina, discutăm cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, bună ziua tuturor! Credeți că rușii se retrag din nordul Crimeei sau se regrupează pentru ofensiva? E mult mai probabil să fie o regrupare. E mult mai probabil să fie o regrupare, dată fiind așteptarea pe care probabil o are și armata rusă a unei contraofensive ucrainene. Și în aceste condiții nu cred că se pune problema ca Rusia să abandoneze Crimeea, nici măcar nordul sau nicio zonă a Crimeei, dar este o mișcare a potențialului lor militar, logistic, le mișcă pe teren. Dacă președintele chinez Xi Jinping va discuta cu Volodymyr Zelensky, așa cum i-a solicitat șefa Comisiei Europene, credeți că sunt șanse să apară schimbări în evoluția războiului, dată fiind influența pe care China o are în prezent asupra Rusiei? E foarte adevărat că, cel puțin acum, China are un mijloc de a influența deciziile Rusiei, dar mai e vorba și de credibilitatea Chinei sau liderului chinez ca un mediator. Pentru asta, ca să fii mediator, în mod categoric va trebui să vorbească și cu liderul ucrainean Zelensky. E ceea ce, sigur, bănuia toată lumea, nu trebuia ca președintele Macron să-i aducă aminte. În schimb, momentul în care va vorbi, și acesta a fost răspunsul liderului chinez, momentul convorbirii va fi decisă de Xi Jinping. Și din acest punct de vedere, probabil vom vedea în zilele sau în săptămânile următoare, vom afla despre o discuție foarte posibil după ce ea a avut loc. A apărut o informație care a stârnit controverse printre internauți. O agenție de presă ucraineană a scris că un fost colonel KGB a declarat faptul că Șoigu și Gerasimov ar colabora cu CIA pentru a-l elimina pe Vladimir Putin. Subliniez faptul că informația nu a fost confirmată de presa internațională, însă credeți că ar fi posibil ca oameni atât de apropiați de liderul de la Kremlin să plănuiască înlăturarea sa de la putere? Nu știu ce să spun. Mie mi se pare destul de puțin probabil în momentul de față. Pe de altă parte, cu toții am văzut în ultimii ani atâtea lucruri bizare sau de neimaginat înainte, încât, sincer, nu ne-ar mai surprinde aproape nimic. Un fel de complot al ministrului apărării cu CIA-ul de a fi o nadă aruncată pentru a semăna zâzania în interiorul conducerii ruse. Din acest punct de vedere, dacă avem de-a face cu un lider rus care într-adevăr se teme pentru siguranța sa, vă dați seama că orice știre care îi parvine de acest gen poate strica relațiile dintre el și conducerea armatei. Dar mie personal, deocamdată, dacă e dată fiind și proveniența acestei scurge, mie mi se pare puțin probabil. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României.